Cei 7 ani de acasă. Chiar există o emisiune numită Cei 7 ani de acasă, la care o să ne uităm și o să ne dăm cu părerea. Emisiune care nu se pupă neapărat cu numele. M-am uitat așa un pic pe sărite să văd despre ce este vorba și mi se pare că n-are nicio treabă cu numele în sine. Dar haide să vedem despre ce este vorba împreună. Omul se citește după caracter, iar caracterul după cei 7 ani de acasă. E mai tânără doamna Irina în emisiunea asta, e de ceva timp emisiunea asta, era puțin mai tânără. Și ca de fiecare dată, Irina Petrea, pedagogul emisiunii, este gata să dea startul Irina unei Petrea noi... Irina Petrea este un fel de Jason Statham al emisiunilor din România. Începe filmul, vine Jason Statham, îi bate pe tot, se termină filmul. Așa și Irina Petrea, doar că Irina Petrea e pe cazuri din astea mai sociale-ish. Din orașul Hârlău, județul Iași, soții Șalaru s-au înscris în concurs pentru a dovedi că sunt niște părinți exemplari. Bună ziua, orașul stima. Hârlău. Mamă, dar sună prost rău de tot Hârlău. De unde ești? Din Hârlău. Am zis eu Botoșan. Avem aici Botoșan, bam, 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 Slobozia și avem Hârlău. Hârlău, locuitori. Sunt mai mult de 5.000? Sincer, nu cred. Populația orașului Hârlău se ridică la 10.349 de locuitori. Bine, bine, bine pe locuitori. Mai mult decât mă așteptam. Pare a fi centru ăsta. Surprinzător, e foarte curat. Avem aici un părculeț. Nu mai bun de alergat prin el. Avem, normal că avem o farmacie. Altă farmacie. Spunem că asta e România fără să-mi spui că e România. Mă numesc Șalaru. Mă numesc Șalaru Ioan. Sunt din orașul Hârlău. De profesie sunt conducător auto, lucrez la o firmă de taxi, am 37 de ani și am o familie foarte, foarte fericită. Foarte frumos. Dar ce a zis că face? E taximetrist? A zis că e taximetrist? Profesie sunt conducător auto, lucrez la o firmă de taxi. Firmă de taxi în Hârlău există? Adică nu vreau să fiu rău, dar pare că în Hârlău poți să ajungi în 10 minute efectiv dintr-un capăt în altul. Pune Coca. Locuiesc în orașul Hârlău. Sunt casnică, pentru că am 3 copii și trebuie să am grijă de ei. Arată ca o coca, adică chiar mi se pare că arată doamna coca. Vizual așa nu îi se potrivea Delia, de exemplu, adică dacă o chema Delia, parcă nu era de acolo. O vorbă din bătrâni spune că pomul și învățătorul se cunosc după roade. Din localitatea B. Pomul și învățătorul se cunosc după roade. Într-adevăr, te roade invidia, te roade stoma. Deci, județul Teleorman, Aurel și Ionela Dan, doi profesori devotați, s-au hotărât să demonstreze că sunt o familie ca la carte. Bună ziua, doamnă Irina Petrea. Nu credeam că ajungem vreodată să participăm la o emisiune TV, dar iată că ne-am luat inima în din. Nu e niciodată prea târziu. Mă numesc Dan Aurel. Sunt din comuna Beciu, județul Telorman. Am 39 de ani. Ne uitase așa un pic câți ani are. Ia și obții nevastă să am 30... Câți dracu mai am, că n-am mai... Am... Ce? 39 39 de ani am. 9 de ani. Mă numesc Dan Ionela, locuiesc în comuna Beciu, județul Telorman. Am 32 de ani și împreună cu soțul meu avem o fetiță pe nume Mihaela, 4 anișor. Foarte frumos, foarte, foarte nice. Activitatea mea didactică. Sunt profesor, practic meseria asta de 21 de ani. S-au găsit oamenii, mă, profesori de matematică cu profesoare de română să se combine. Meseria mea este de profesor de limba și literatura română. Bună ziua! Luați loc! Auziți bună ziua direct, asta mi se pare. Eu când eram în generală, dar și în liceu mi se pare, de fiecare dată când intra un profesor, ne ridicam în picioare și era un bună ziua. Se implică și bunicii, deoarece o parte din zi o petrece cu dânsii. Foarte frumos că există ajutor, că există bunicii, că sunt în viață și poate să ofere o mână de ajutor. Este timpul ca cele două familii să-și facă intrarea în casă și să se acomodeze cu noua lor locuință. Prilej perfect pentru Coca și Ionela să pregătească prânzul și să facă schimb de primele impresii. Să facă schimb de mame. Da, eu lucrez, sunt profesoară de limba română. Ei bine. În fiecare zi merg la școală. De curând am primit funcția de director. Wow. Și va fi și mai și, adică timpul va fi redus aproape către zero. Dumneavoastră? Eu sunt casnică. Sunteți casnică? N-ați avut, n-ați lucrat niciodată? Am lucrat confecționeră. Confecționeră, am lucrat întâi vânzătoare, confecționeră, acum sunt casnică. Înseamnă că soțul aduce venitul în casă. Soțul, el e cu venitul în casă, da.
Amantul. Nu mai suntem în epoca primitivă, să zic așa, când mama avea rolul acela de a sta în casă, a struni copii. Nu. Păi uite, se vede că nu reușește să facă acest lucru. Acum avem instituții specializate, avem grădinițe, avem... Care e problema, doamna profesoară, dacă femeia stă acasă și are grijă de copii? Ia uite! Și râdem, glumim, bă, dar în primii ani, mai ales, e mega sănătos să aibă parte de mama. Adică dacă există posibilitatea ca mama să aibă grijă de ei în primii ani, mai ales, nu văd nicio problemă în asta. Cum să te izolezi de societate? Să stai într-o casă, să faci același lucru? Nu știu, consider că este o monotonie totală. Înțeleg și punctul ăsta de vedere, bă, dar cred că monotonie e un cuvânt destul de mare. Adică nu am copii, dar sunt destul de sigur că e mai complicat să ai grijă de 3 copii decât să conduci taxiul prin Hârlău. Vreți să vă mint acum? Nu mă simt inferioară pentru că eu sunt casnică și ea este un director. Dacă ar fi undeva unde să lucrez câteva foarte ori, bine, doamnă, ca să pot să mă ocup și de copii, aș vrea. Ceea ce nu se poate în orașul nostru. Păi de ce să lucrați, doamnă, câteva ore? Că mai apoi să ce, să dați banii tot pe bună, doamnă. Ia să vedem ce N-am înțeles însă de ce Ionela e atât de înverșunată împotriva acestei mămici care are 3 copii. Are fix același rol, doamna Irina, pe care l-am și eu, practic, comentăm împreună. E adevărat că avem grădinițe și școli, dar ai totuși 3 copii, care toți trebuie îngrijiți. Și ce e atât de nefiresc? Să fii mamă și să stai acasă, să-i crești, să ai grijă de ei. Eu cred că ar trebui să iau locul lui doamna Irina, că și așa... Pe urmă, cine suntem noi să judecăm de ce o femeie are carieră, iar alta nu? Și nu mi se pare greșit nici așa, nici așa. Fiecare își alege fix cum crede că e mai bine pentru el sau pentru ei. De soție, de ce nu lași să lucrezi? Cu ce înseamnă să angajezi bună sau... N-are cine să vă ajute. Pui 3 copii? N-are cine să vă ajute, nu. Păi da, la ei sunt prezenți bunicii, mă, îi lasă cu bunicii, ei se duc acolo, ăsta se duce profesor de matematică, asta profesoară de română și cât timp ei sunt la școală acolo, copiii stau în seama în grija bunicilor, așa mi se pare fair, dar ăștia n-au, nu sunt, ce să facă? Nevoie de fapt dată. Da. Da, pentru liniștea ei, poate că vrea totuși să fie și ea angajată, dacă să mai iasă vrea, de rutina dacă asta. Dacă ar vrea, pentru că am un magazin chiar la partier acolo, ar putea să o angajeze oricând și chiar aproape de casă. Nu văd să stea copiii ea să aibă servici și ei să stea ei singur sau pe baza la o bonă. Prefer să aibă grijă nevastă mea, mămica lor, altcineva nu văd să o înlocuiască. O femeie care stă la cratiță este afectată intelectual. Eu sunt mândru de soția mea că ea își dorește o carieră. Stai mă așa, mă, bă, stai mă așa un pic, mă. Că nici eu nu sunt adeptul la concepția asta de femeia la cratiță, știi? Dar în primii ani mai ales consider că mama este foarte importantă în viața lor. Și este destul de greu să te împarți între job și 3 copii. În contextul în care nu există alți oameni, bunici, de exemplu, să vă ajute ca să... Acum, într-adevăr, mi se pare că din ce în ce mai puțini oameni cumva aleg să facă copii și se focusează mai mult pe carieră. Și pot să înțeleg de ce. Cel puțin așa o văd eu. Plus de asta, nu toată lumea trebuie să facă copii. Adică e ok să-ți dorești copil, cum e la fel de ok să nu-ți dorești copil. Și hai să găsim și omul ăla cu care să facem copil. Nu ne apucăm acum să facem așa copil cu oricine, știi? Acolo mi se pare partea cu adevărat dificilă în vremurile noastre. Mai era și căcatul ăla de vorbă, păi și dacă nu faci copil la bătrânețe, cine o să-ți aducă o cană de apă, mamă? Că de asta te-a pus să faci copil, mâncați-și gura ta ca să-ți aducă ție o cană de apă. De asta te-a pus să faci copil ca să ai sclav după aia mai târziu. Adică dacă vrei să faci copil ca să aibă după aia copilul grijă de tine, adică ăsta e scopul tău, de asta să faci copilul, păi mai bine nu faci copil, dracu. Fiecare cu cât poate. Fiecare cu pizda măsii. Unii sunt în stare să facă o carieră, alții sunt în stare să aibă un serviciu. Nu putem să-i condamnăm și nu putem să ne gândim că ar fi util ca o femeie să se ducă să facă pe vânzătoarea și banii pe care îi face astfel să-i dea unei alte femei, unei bune, care să stea cu copilul ei. Asta am zis și eu. Foarte! Prima rubrică avem ieșiri la pescuit. O discuție ca între bărbați, o discuție așa să ne cunoaștem opiniile. Vreau să văd fetița. Mi se pare că fiind director, așa, profesor și director, parcă te comporți cu fetița prea... Îți pui meseria așa în familie, cum ar veni. Adică? Ești prea... Exigentă. Prea, da. Nu, eu ești încerc prea să mă duc fetița cât mai bine.
și în același timp libertine. Îi dau toată libertatea, nu știu cât ați observat dumneavoastră, dar să știți că nu e deloc așa. După aia o să fie surpriza zilei. Da, așteptăm surpriza, sperăm plăcută, da? Da, surpriza zilei o să fie surpriză. Surpriza zilei o să fie surpriză. Pare că și Hagi a spus asta la un moment dat, suna fix, pare că a citat din el. Mai bine o bară frumoasă decât un gol urât. Surpriza zilei o să fie surpriză, eu când vreau să fluier, fluier. Acum că noul regulament este gata să intre în vigoare, concurenții se pregătesc să respecte prima sarcină, pescuitul. Mi se pare cea mai boring activitate ever. Mai am prieteni, deci când îi aud, mergem la pește. Tare. Ceva mai plictisitor nu cred că există. Mie mi se pare o activitate, e ca și cum ai privi vopseaua de pe pereți, cum se usucă. Adică... La baltă, cât ai zice pește? Spune, mi se pare mie sau nu prea ești... Jocuri de cuvinte din asta. Spune, mi se pare mie sau nu prea ești autoritar așa în familie? Cam așa este. Dacă e de luat o hotărâre, o luăm împreună. Păi dacă sunteți amândoi cu păreri diferite? Familia modernă versus familia nu chiar atât de modernă. El e autoritar, mai ales când conduce taxiul, îi zice cineva să facă stânga, el face dreapta. Cedează unul dacă cedează, dacă nu facem ambele hotărâri. Rolul bărbatului în casă. Ia, care este rolul bărbatului? Haideți să ascultăm. Că este de a se completa cu soția. Este foarte politică, licor expus. Eu cu Aurel, deci eu cu soțul meu comunic foarte mult. Ea pare că e autoritară în familie. Înțelegem asupra tuturor problemelor pe care le întâmpinăm. Da. Eu îl consider super, super bărbat, dacă mă pot exprima așa. Ce înțelegeți de exemplu prin autoritar? Ia. Să nu fie ca o pisică, adică să fie... Adică? Să se impună, doamne, ia uite. Adică... Concret, cum ca o pisică? Implică-te. Hotărăște, ia măsuri. Ia decizii. Adică... În ce sens? Ce măsuri trebuia să ia? Ce vrea să facă? Să ne batem? Să ne certăm? Sau ce înseamnă autoritate? Eu autoritar într-o familie înțeleg ceva în genul contrariu față de ce s-a întâmplat astăzi la pescuit. Ar fi trebuit el să-i atragă atenția, domnule, discuția ta nu are rost între... Doi bărbați, ce dracu te bagi, mă, n-ai copii de crescut, n-ai vase de spălat acasă, taci, dracu, te bagi în discuția noastră, nu vezi că avem aici treabă? Ia mopul ăsta și taci din gură. E superb ce se întâmplă. Dacă noi doi discutăm... Păi da, ce te bagi tu, aiure? Trebuie să-ți cer părerea. Intervii, dacă nu... Intervii aiurea și ea. Pur și simplu, nu? N-avea, din punctul meu de vedere, ia ce căuta în discuția noastră. Ce am observat la dumneavoastră, cu părere de rău? Nu știu, nu vă ascultați soția, nu o ajutați în ceea ce face, nu o susțineți. Poate nu simt nevoie de ajutor eu. Păi da, dar copiii se în văd... În privința copiilor sunt întâmplat aici, suntem... la vilă, dar eu acasă îmi fac treburile mele, da, mi-i coordonez copii, singură. Nu contează copilul, copil, să aibă și copilării, nu stai numai de el. Nu fa aia, nu te du dincolo, hai să scrii aici. Nu consider că dacă eu am nevoie de ajutor, soțul nu m-ar ajuta. Deocamdată reușesc să mă descurc singură. Ia, ce zice doamna Irina? Ei, și chiar dacă avea nevoie de ajutor, pentru simplu fapt că Ionela a criticat bărbatul că nu și-a... Doamna Irina le ține parte, îi ține partea doamnei Coca. Ajută foarte... soția? Soția s-a solidarizat cu el. Nici nu vreau măcar să fiu ajutată. A sunat... E, ce să zică și ea? Celelalte soții. Sunt mândră, am trei copii. Sunteți mândră, felicitări, doamnă. Din toți trei, uite mâinile astea, le vezi? Felicitări și la fel. Și eu v-am spus că trei copii. Sunt mândră de copiii mei. Sunt mândră că am trei copii. Dar-i mei copii. Și soțul meu mă ajută, da? Nu ca al dumneavoastră. Asta nu e soț, efectiv, cum să nu te implice al dracu handicapat, conduce la taxiul ăla și atâta. Păi cum să nu se implice într-o familie incredibilă așa ceva? Soțul meu pe când este extraordinar. Noi ne completăm. Foarte frumos. Circul Globul se apreciază. Asta se întâmplă, mâncava și gura voastră, când iei două familii cu mentalități diferite și le unești. Fiecare își
și alege în viață după cum crede că este mai bine lui sau ei sau amândurora. Sau ne uităm la podcasturi, dracu, în ziua de astăzi să mor eu efectiv. Bă, sunt atâția oameni, îi vezi pe TikTok, îi vezi, vezi secvențe acolo, vine una, vin mai mulți acolo și îți explică cum stă treaba în relații, cum ar trebui să se comporte bărbatul, femeia, ce ar trebui să faci, să zici, să așa, să nu știu ce, chestii, oameni toxici. Mamă, deci dacă mai aud căcaturile astea, o iau și o razna. Da, haideți să continuăm cu Circul Globus, să vedem dacă se bate. Dacă nu se bate nimeni până la sfârșit, degeaba ne mai uităm, sincer. Întrucât suntem profesori, știți asta? Masă de prânz, 13. Și ne face cu pasiune meseria. Vrem să facem și astăzi, această zi, de fapt, să fie ca la școală. Dumneavoastră, copiii și părinții. Asta mai lipsea, să fie ca la școală. Exact ce îmi doream. Să vă comportați ca și elevii. Aș vrea să ne îmbrăcăm toți la fel. De fapt, dumneavoastră, noi o să fim profesorii. Eu zic în ceva alt. Tricou, bluză, să fie alt. Pauza de masă va fi de doar 15 minute. În aer liber, o să ieșim afară. Bine, da, așteptați, nu. Și cu mâinile la spate. Vreau să țineți toți mâinile la spate cel puțin 10 minute, să stați așa. Aici, în curte. Și dăm șapca asta jos, e valabil și pentru mine. Cum să stai cu șapca în casă sau la școală? Mă, vă e puțină rușine, dar ce, plouă în casă sau plouă la școală? Dă șapca aia jos. E în oraș. În oraș? Da. Așa, da. Dramatizare, poveste. Vom reveni acasă la ora de pe, după acele cursuri de dans. Vom reveni acasă, da. Și vom face o povestioară. O povestioară cunoscută, da? La sfârșit vom da note. Vom face un catalog, vom improviza un catalog, facem prezență, o să fie... Roleplay. Johnny Sins mai lipsea din toată ecuația asta și era treabă. Ai copii? Astăzi avem ore de curs. Ia, au luat-o în serios. Ne schimbăm în uniformă, toată lumea cu alb, cămășuța albă. Așa a zis doamna profesoară. Tu ai văzut câte reguli pus ăștia? Ăsta e elevul ăla care n-ascultă, ăsta e elevul ăla din ultima bancă. Băi, ia gat, bă, tu ai auzit-o pe asta, mă, câte reguli, câte, bă, ce-i asta, mă? Eu cred că o să chiulesc. Am văzut. Cu patru mai mult față din noi. Sunt profesor, ce vrei? Păi și vor să ne facă la capitolul ăsta. Am văzut. Cu patru mai mult față din noi. Sunt profesor, ce vrei? Păi și vor să ne facă la capitolul ăsta. Unul director, unul profesor, ce zice? O să-și ia patru la purtare, domnul. Consider că programul nostru față de al lor a fost mult mai bun, deoarece a reflectat tema emisiunii. Suntem echipați bine, suntem pregătiți de școală. Ok, da. Vreau să fac profesoare. Vreau să fac și prezența. Dan Mihaela. Absolut super ce se întâmplă. La ce ne uităm în cavaș gura voastră? La ce ne uităm? O întrebare totuși. Vreau să îmi impun un punct de vedere, pentru că țin să... Deci oamenii s-au îmbrăcat, au respectat regulamentul, uniformă, chestii, tricou alb, cămășuță albă, foarte frumos. Dar profesorii nu trebuiau să se îmbrace și ei, să aibă o ținută de profesori, dacă tot au impus niște reguli? Adică să vin în... Ce dracu' e asta? Mâncava și gura voastră în rochia, în pijama, asta e pijama. Și în tricou ăsta cu care ai dormit azi noapte, practic, te prezinți așa în fața elevilor. Păi ce e asta, domne? Nu? Se foarte urât. Fetița nu a avut uniforma? Fetița nu a avut uniforma, nu ați văzut că era îmbrăcată roșu. Și să-i dai notă rea pentru că nu a fost îmbrăcată? Automat, nu a respectat o regulă. Păi da, mă, dar stai așa un pic. Noi de ce n-avem voie să dăm note profesorilor, mă? Nu trebuia să fie și invers? Nu știu dacă se practică. Acum am înțeles o chestie, că s-ar vrea să se... ca și elevul să poată să dea note. La final de semestru să-și primească și profesorul nota din partea aia. Pauza s-a terminat. Haideți la clasă. Și eu un pic rolul cam în serios așa. Hai, e un pic cringe ce se întâmplă. Aș vrea să părăsesc totuși. Hai la clasă. Ha, la clasă. Să nu te pun absent. Da. Hai. Se dă prioritate doamnei profesoare? Nu-i nimic. Nu-i nimic. Gestul lui Nicu de a intra înaintea mea, grăbit, și a nu-mi da prioritate, mai ales că... Eu sunt femeie. Nu vorbesc. Eu eram profesor, el era elevul. Și mai ales și din prisma faptului că el este bărbat, eu sunt femeie. Femeie? Îmi place, deci Nicu e băiatul ăla rău din ultima bancă. E băiatul ăla care dă bully profesorilor. Domnul Nicu n-a avut ce 7 ani de acasă. 9. Note pentru fiecare. Pentru familia noastră. Așa, și ne motivați și nu ne argumentați.
De ce ne-ați dat nota 9? Nota 9? Mă așteptam să fie un 6 așa, un 6.50, adică pare că s-au certat mai mult decât să fie de acord, adică a fost așa un 9 din burtă. Eu sunt femeie de 10, domne. Orice notă implică argumentarea. Deci, fără să argumentezi elevului de ce a primit nota respectivă, este egal cu 0. Familia Dan a primit nota 9 din partea... 9 e bine, mă, ce aveți? Femeia asta, efectiv, mai avea puțin să plângă. Eu, 9? Cum să primesc eu 9? Faptul că avem un copil care e foarte bun în școală, da, nu e obligatoriu că și ceilalți vor fi la fel. Prin urmare, fiecărui copil trebuie să-i se dea atenția cuvenită felului lui de a fi, capacităților lui. Poate cu un copil e mai ușor să lucrezi, pentru că el însuși e mai motivat și face mai mult, îi place poate mai mult. Iar cu altul trebuie să lucrezi în mod deosebit, pentru că... Și dacă un copil e deștept în școală, asta nu înseamnă că este, se descurcă și în viața de zi cu zi, în viața reală. Școala cu școala vieții sunt lucruri total diferite. Poți să fii deștept, poți să știi tu... Trebuie un pic stimulat. Pe de altă parte, atunci când îi punem pe copii să se producă așa ca maimuțele pe plajă la Mamaia, hai cântă, hai dansează, hai spune poezia, hai spune ce vârstă ai și cu ora și cu ziua, s-ar putea să obținem exact contrariul și copilul să se inhibe. Se simte în permanență evaluat și cumva și nouă ni se întâmplă cam același lucru. În clipa în care ne ia cineva așa la bani mărunți, cum se spune, s-ar putea să uităm și ce știam foarte bine. Foarte, foarte corect. Eu vreau să văd cine câștigă. Excursia au câștigat, dar ce... Suntem foarte bucuroși. Au câștigat. Sunt foarte mândră de familia pe care o am și familia... Au câștigat o excursie. Eu cred că noi am avut un aspect, deoarece am avut mai mulți copii. Asta a făcut să avem mai multe activități, fiecare a avut inclinația lui, fiecare cu poznele lui, fiecare a făcut parte din emisiunii în modul plăcut. Am niște cărți care cred că vă vor fi... De ajutor. Nu prea i-a convenit. Doamna directoare e foarte dezamăgită. Fobie socială și pentru educația sexuală a copilului nostru, care sigur că își are pașii încă de la vârsta aceasta, sper să vă fie de folos. Ceilalți copii ai celelalte familii, în special cei doi, eu consider că mai au nevoie de educație pentru a fi un copil așa cum nu trebuie. Nu merită excursia aia. Păi că noi... Consider că cealaltă familie a jucat teatru. Școala vieții. Se numește Școala vieții. Tata pasiv, stă pe canapea, doarme, în timp ce mama trebăluiește în bucătărie. Eu vă mulțumesc vouă, cei care... ați urmărit. Școala vieții a bătut-o pe doamna directoare. Doamna directoare nu apreciază. Da, foarte nice. Cam asta a fost emisiunea. Ne auzim data viitoare.